Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia săgetător, astăzi vom face săgetător pentru săptămâna 15-21 iulie. Și haideți, dragilor, să vedem ce vine către voi în această săptămână, dragii mei săgetători, ce energii să deschid pentru voi în această săptămână. Ce vine către voi și ce să faceți cu ele. Un circ, o bătălie care nu este a voastră și începeți să le puneți cap la cap. Stați, suferiți într-o situație în care nu ar trebui să fiți, pentru că nu este circul vostru, nu este treaba voastră. Ceva ce se scrie cu voi, dar este departe de voi, pentru că nu aveți voi nicio legătură cu acest circ. Nu-i circul tău, nu sunt maimuțele tale. Trebuie să le pui pe toate cap la cap în această săptămână, pentru că nu ai de ce să ajungi în acest moment în care să îți ia capul foc. Prea multe pălării purtate pentru tine, prea mult pentru tine. Aici a scos o persoană lucruri pe care nici tu nu le știai că le ai, că le deții din tine. A făcut prea mult rău aici o persoană și ești o victimă colaterală. Timpul a stat în loc, îți dai seama că ai pierdut timpul stând într-o relație, într-o bătălie, purtând o bătălie care nu este a ta. Aici este efectul fluturelui, schimb totul în această săptămână, pentru că nu este despre tine, nu este pentru tine. Da, aici mult consum energetic inutil de dragul altora. Gândiți-vă la voi, dragilor, pentru că timpul nu vi-l dă nimeni înapoi, folosiți-l în mod constructiv. Haideți să vedem, săgetătorii ies dintr-o situație grea din care trebuie să învățați multe lucruri. Un circ făcut de alții în care și voi ați fost parte, dar nu e treaba voastră. 2 de cupe, 3 de cupe, regina de cupe, 5 de aer, roata norocului și regele de apă. 2 de apă, 3 de apă, regina de apă, regele de apă și roata norocului. Dragilor, aici a fost o poveste de iubire falsă, un suflet pereche fals pe care voi l-ați întâlnit și ați intrat într-un joc și a trebuit să jucați, doar că acum situația se schimbă în favoarea voastră, pentru că în viața voastră ajunge o persoană predestinată. 7 de aer. Încetezi să te mai autosabotezi, încetezi cu circul altora, încetezi cu luptele altora, pentru că tu nu ai depurtat nicio bătălie aici. Ce vine către voi de departe, din depărtare? O frumusețe, 2 de cupe, 3 de cupe, regele și regina de apă cu roata norocului. Ieșiți din acest conflict, este foarte clară această situație. 9 de pământ, te reinventezi aici, te trezești într-un mare circ, într-o dilemă și începi să le pui pe toate cap la cap și îți dai seama că nu ai nimic de a face cu acest fel de persoane care ți-au umplut viața cu tot felul de lucruri triste, șantaj emoțional, trădare, minciună, 7 de aer. La ce a dus acest 7 de aer la această stare, dragilor? Și este prea mult pentru voi. Prea mult, ați stat prea mult într-o situație care nu este pentru voi, în care nu vă regăsiți. Aici spuneți stop și plecați mai departe, pentru că îndrăzniți să ieșiți din zona voastră de confort. Vă reinventați aici, aveți 2 de 9, 9 de pământ și 9 de cupe.
Vedeți, vă reinventați și mergeți către visul vostru. Visul vostru nu este acest circ. Este o iubire pură, o iubire fantastică aici între două suflete pereche adevărate care împreună se bucură de abundență, de noroc. Aici voi întâlniți o persoană nouă care vă smulge parcă din această poveste tristă, o poveste grea aici. Acest circ și acest rând de rățuște care trebuie numărat din nou și pus la locul lui, metaforic vorbind, așa cum arată această carte cu rățuște. Pui toate lucrurile la locul lor, acolo unde trebuie să fie. Aici poate nu ți-ai dat seama că ești într-o situație de care te poți detașa foarte ușor, pentru că a devenit greu. A devenit greu pentru că nu este din tine, nu este pentru tine. Pentru tine se deschid acum noi drumuri și ieși din acest conflict aici, vei da o bătălie în această săptămână cu tine și te reinventezi. 5 de aer spune că ai un conflict intern în momentul în care conștientizezi că stai într-un loc unde nu ai, nu te mai regăsești, nu ai nimic de a face cu acel loc. 2 de apă, îți dai seama că vrei iubire și că vrei îndrăgostire, că vrei persoane care să fie alături de tine, nu în 7 de săbii. Renunți la acest 7 de săbii și te reinventezi. Pleci către visul tău departe, departe de această persoană. Vrei liniște, vrei împlinirea dorințelor și ai tot visat la liniște. Și liniștea vine, dragilor, pentru că aici este un 6 de pământ, este o reechilibrare a voastră, o rebalansare a vieții voastre. Roata norocului aduce schimbare, schimbi totul. Din 7 de săbii în 2 și 3 de cupe. Aici este o bucurie fantastică a sufletului tău. Ai o mare reușită. Poate fi pe plan financiar, poate fi pe planul carierei și pe plan sentimental. Aici, pe plan sentimental, te reinventezi. Renunți la ceva vechi și lași o ușă deschisă pentru ceva nou, total diferit. O energie crescută de iubire aici, o energie a apei care te înalță, crescută, emoții, fluturi în stomac, romantism. Foarte frumoasă energia pentru săgetători în această săptămână. Schimbi drumul, schimbi cărarea, mergi, te îndrepți spre visul tău, nu mai lași pe nimeni aici să îți spună ce visai, nu mai visezi la visul altcuiva, încetezi acest război dintre minte și suflet și nu te mai autosabotezi. Te reinventezi frumoasă această etalare aici, 9 de pământ anunță însănătoșirea ta. Ai stat într-o situație unde a fost prea mult pentru tine, unde ai făcut lucruri pentru alte persoane, nemai gândindu-te și la tine, din oricare alt motiv decât cel sănătos a iubirii de sine. Poate din iubire pentru alții, poate din acest sentiment nobil de a face lucruri pentru alții. Ai vrut să salvezi, ai vrut să ajuți, dar acum este momentul să te reinventezi pe tine și să te gândești la ceea ce îți dorești tu cu adevărat. Da, pui totul în ordine. Cap la cap toate se leagă și înțelegi că locul tău nu este unde ai fost până acum, este în această relație plină de pasiune, de compasiune și de înțelegere. Aici ai parte de o relație liniștită, plină de respect, de onoare, de iubire, totul capătă sens, roata norocului aduce o schimbare la 180 de grade, dragilor. Frumoasă săptămâna pentru voi. Haideți să vedem și de aici trei cărți. Citirea începe cu 2 de cupe și se termină cu un rege de apă. Rac, scorpion, pești, o persoană iubitoare, poate fi în orice zodie, dar este o persoană iubitoare. Pentru ce atâta foc, nervi, răutăți, circ?
când voi vă doriți 9 de cupe, 2 de cupe și primiți în această săptămână, pentru că roata norocului se întoarce și destinul își spune cuvântul. Ați stagnat mult, ați stat mult într-o stație în care nu v-ați regăsit, o stație care nu era destinația voastră. Haideți să vedem lupta, da, o luptă, un circ care nu este al vostru. Sărbătorirea și transformarea. Ieșiți din acest circ. Nu e circul vostru, nu sunt maimuțele voastre. Sărbătoriți și plecați mai departe, total diferit. Tot ce veți întâlni are o energie diferită. Aici vine și turnul, dragilor. Nu va fi ușor, dar veți conștientiza și în momentul în care veți conștientiza că stați într-un loc unde nu vă mai priește, unde un loc care nu mai este pentru voi, vă toarceți și plecați. Aici este o ruptură de un 7 de săbii, de o persoană toxică, de o persoană care nu v-a adus bucurie, v-a adus doar haos. Da, turnul vine și curăță, faci un pact cu tine și îți propui să mergi spre un nou vis. Iar aici, inocența, vrei liniște, pace, puritate și o vei avea. Regele și regina de apă anunță în această săptămână un cuplu divin care acum vine împreună cu 2 și 3 de cupe, dragilor. Poate mergeți la o petrecere, văd aici de 2 ori 3 de cupe. O petrecere unde îți găsești persoana ideală, întâmplător, fără să te gândești prea mult, fără să stai prea mult pe gânduri, pentru că sătul fiind de circul altora, de prea multe pălării purtate, prea multe lucruri spuse și prea multe plecări și reîntoarceri, universul a decis să facă un pic de curățenie, să deschidă drumurile pentru voi, pentru o iubire sănătoasă, așa cum voi vă doriți. Frumoasă această săptămână este pentru voi, bucurați-vă. Haideți să vedem. În sănătoșirea asta îmi venea să și spun că aici pe planul sănătății evoluați benefic. Dacă aveți o problemă de sănătate, dacă ați avut o intervenție sau dacă a fost aici o problemă, toate lucrurile se schimbă. La 180 de grade totul se schimbă în această săptămână pentru săgetători. Te vindeci, pentru că vrei să te vindeci, pentru că nu mai vrei energii joase. Da, îți asculți intuiția și practici tot ceea ce îți spune intuiția ta și intuiția ta te îndeamnă spre o iubire nouă, spre impunerea limitelor sănătoase. Comunici, deschizi comunicarea cu o persoană nouă. Începi să vezi imaginea de ansamblu a vieții tale și vezi că ai stat într-un circ care nu era a tău până acum și mergi către visul tău. Aici aveți o cheie a succesului. Ai în mâinile tale cheia succesului. Îndreaptă-te spre ce te îndrumă intuiția ta, sufletul tău. Practică intuiția, vindecă-te și iubește din nou. Foarte frumoasă această săptămână. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!